Cel mai impunător din România, prin măreția înfățișării, prin grandoarea proporțiilor, printre cele mai maestoase din Europa, în sensul demnității, caracterului solemn, ceremonios, al categoriei desemnând stilul solemn, grav, impunător. Monumentul din Mărășești, dedicat eroilor primului război mondial, amintește de faptele de arme și de jertfele militarilor. Ne aflăm în mausoleul de la Mărășești, care a fost ridicat în cinstea eroilor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă aici la Mărășești. Inițiativa construirii acestui mausoleu a aparținut Alexandrinei Cantacuzino, care la Congresul Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române din 1919 a promovat această idee. Imediat aceasta a fost îmbrățișată de autoritățile din România, inclusiv de regele Ferdinand I, așa încât se va forma un comitet executiv al cărui obiectiv principal era punerea în practică acestei idei. S-a organizat un concurs de proiecte care urma să desemneze arhitecții ce urmau a realiza această construcție, concurs care va fi câștigat de doi arhitecți, George Cristinel și Constantin Pomponiu. Ulterior, trebuia găsită locația unde urma să fie construit acest mausoleu, problema rezolvată relativ repede printr-o donație pe care George Ulise Negroponte, un mare proprietar de terenuri de la acea vreme, o va face. Ultima problemă și cea mai complicată era aceea a strângerii fondurilor necesare pentru realizarea acestei construcții. Abia în anul 1923 se va pune piatra de temelie a mausoleului de la Mărășești. Construirea efectivă a acestui mausoleu se va face în două etape. Prima din 1923 până în 1924, iar cea de-a doua a început în 1936, mausoleul fiind inaugurat pe 18 septembrie 1938. Ne aflăm în fața actului titoresc de întemeiere, care a fost semnat practic la inaugurarea acestui mausoleu. Că la inaugurare va participa regele Carol al II-lea, nu putea lipsi fiul său Mihai, care la acea dată era mare voievod de Alba Iulia. Primul ministru, care era în același timp și patriarhul Bisericii Române Miron Cristian, nu putea lipsi de la acest eveniment, precum și membrii Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, din inițiativa căruia efectiv a fost construit acest mausoleu. Alertate de victoria obținută de armata română în bătălia de la Mărăști, trupele puterilor centrale au renunțat la planul inițial al unei ofensive de amploare, modificând forma principală a acțiunilor de luptă, înaintarea către obiective, cu scopul de a-i nimici sau măcar a-i tempera pe români, fiind obligate să mute lovitura principală din zona Nămoloasa pe direcția Focșani-Mărășești-Adjud, concomitent cu acțiunea armatei I-a, Austro-Ungare, la Oituz, pentru a încercui și distruge trupele române. În dimineața de 24 iulie 1917, armata a noua germană trecea la ofensivă împotriva armatei a patra ruse, aflată pe aliniament de apărare pe Siret. Copleșiți, rușii s-au repliat pe Valea Șușiței. Comandantul rus solicitase marilor unități ale armatei I române să intre în bătălie, fără întrerupere sau la intervale scurte și regulate, în scopul de a bloca pătrunderea inamicului către Mărășești. 6 august 1917 a fost ziua decisivă a luptelor. Cât adevăr în spusele lui Dimitrie Gusti, eroismul este o atitudine morală alcătuită din aceeași plămadă ca și sacrificiul de sine. Așa a fost la Mărășești. Ostașii români, prin actele de eroism, au risipit elanul ofensiv al inamicului, obligându-l să se retragă de pe întreg frontul.
Rămâne în conștiința noastră drept întâmplare memorabilă a zilei de 25 iulie, contraatacul faimos proverbial al batalionului din rezerva regimentului 32 Mircea, de la Doaga și Străjescu. În cămăși fără vestoane, fără căști, românii au azvârlit grenade, au lovit cu patul armei, cu baionete. După amintitele fapte de vitejie, au fost introduse succesiv diviziile a 9-a, 13-a și a 10-a infanterie din compunerea armatei I a române, în fața efectivelor inamice, care și-ar fi dorit să ocupe localitatea Mărășești și împrejurimile acestea, să forțeze siretul. Venise vremea eroilor români. Să nu uităm Moara Albă și Moara Roșie, faptele lor de arme fiind săvârșite cu un curaj ieșit din comun. Grav rănit, colonelul Radu Rosetti, comandantul regimentului 32 Mircea, a refuzat evacuarea, îmbărbătându-și ostașii prin cuvintele: ordon regimentului să nu treacă peste corpul meu. Și compania de mitraliere a regimentului 51 Infanterie, comandată de capitanul Grigore Ignat, a rezistat pe cota 100 până la ultimul om, în cumplita încleștare de la Răzoare, cea mai eroică din cadrul celei de-a doua etape a bătăliei. În zona Muncelu, pe Valea Zăbrăuțului, ultima zi a operațiunii a consemnat moartea Ecaterinei Teodoroiu. După 28 de pendulări între răsăritul și apusul soarelui, atunci când se termina luna pe care tradiția populară o numește gustar sau secelar, germanii se recunoșteau înfrânți. Armata I română a pierdut peste 27.000 de oameni, în vreme ce armata IX germană aproape 70.000. Ofensiva germană lua sfârșit, Moldova și România erau salvate. Un mare general român, cel care oprise asaltul inamic, afirma cu temei că Mărășeștiul a fost mormântul iluziilor germane. Ne aflăm pe culoarul cavalerilor și aici aș aminti despre eroina Măriuca, cunoscută în istorie cu numele acesta, care și-a pierdut viața în ziua de 6 august 1917. În vara lui 1917 se pare că armata română stabilise aici, la Haret, în curtea bunicului Măriucăi, un punct de observație de unde un soldat transmisionist oferea comandamentului nostru informații despre mișcările trupelor germane. În ziua de 6 august, acest soldat a fost împușcat, iar Măriuca, fetița de numai 12 ani, dând dovadă de un curaj nemai întâlnit, se pare că ar fi afirmat: trebuie să fac ceva pentru țara mea. Ea se va urca în acel nuc și va continua să transmită așa cum făcea acel soldat. Din păcate însă a fost nimerită de un obuz și și-a pierdut viața chiar în aceeași zi. Însă curajul de care aceasta a dat dovadă, eroismul, vitejia, nu puteau face decât ca locul său de veci să fie aici, la mausoleul de la Mărășești, printre eroii primului război mondial. În momentul în care a ajuns, el și-a dat seama că divizia pe care o conducea de numai 200 de soldați este mult prea mică și nu poate să facă față armatelor germane. Și atunci a recurs la o adevărată păcăleală, în sensul că ori de câte ori unul dintre ei noștri era împușcat, camarazii săi îl reașezau în tranșee, în poziție de tragere cu arma în mână, astfel încât nemții au fost practic o zi întreagă în dubiu dacă să atace sau nu. Ei nu au atacat, însă în momentul în care s-a pornit efectiv ofensiva și-au dat seama
caii noștri practic i-au păcălit, pentru că erau în mare majoritate morți. Povestea lui însă nu a fost cunoscută la acel moment, abia după 1921, datorită eforturilor soției sale și a unui poet din Botoșan, Constantin Cucu. Ei au reușit să intre în posesia unui raport al armatei și doar așa i-au făcut cunoscută povestea și doar așa el a fost ulterior decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa 3 și ridicat în grad, pentru că el era doar capitan. Ne aflăm în fața sarcofagului generalului Ieremia Grigorescu. Acesta s-a născut la 1863 la Târgu Bujor, în Galați, unde va urma de altfel și școala primară și gimnazială. Ulterior va merge la Liceul Național în Iași, unde, se pare, datorită problemelor de sănătate, va renunța să locuiască în internatul liceului și va închiria un apartament unde, pentru a se întreține, dădea meditații de matematică. Ulterior va urma cariera medicală, se va înscrie la Facultatea de Medicină din Iași, prilej cu care o va cunoaște pe Elena Arapu, care ulterior îi va deveni și soție, cu Elena Arapu fiind prima femeie care a absolvit Facultatea de Matematică din România. După numai un an de medicină, se va îndrepta însă spre cariera militară, fiind probabil influențat și de familia Elenei Arapu, carieră militară care se pare că va fi foarte frumoasă și va avea un deosebit succes. În 1916 va participa la bătăliile de la Arapat și de la Turtucaia, unde, deși nu a obținut victorii, el va fi decorat datorită bravurii sale militare cu Ordinul Mihai Viteazul clasa 3, fiind printre primii care au obținut această distincție militară. În primăvara anului 1917 se pare că va cunoaște pe Elena Negru Pontes, cu care va avea o frumoasă poveste de dragoste, în urma căreia va rezulta și un copil și cu care în 1917 se va și căsători. În august 1917, în cea de-a doua parte a bătăliei de la Mărășești, el va fi denumit comandantul armatei întâi române, înlocuind un alt mare general, Constantin Cristescu. Generalul Ieremia Grigorescu va obține aici la Mărășești una dintre cele mai importante victorii din timpul Primului Război Mondial, care va schimba nu doar soarta războiului, ci soarta întregii României. Aici trupele germane pentru prima dată au fost învinse. Generalul Ieremia Grigorescu va muri la 21 iulie 1919 de gripa spaniolă, boală care, așa cum știm, la acea dată a făcut numeroase victime. Partea bătăliei de la Mărășești, se pare că în afara problemelor militare efective a apărut și un conflict între Constantin Cristescu, între generalul Cristescu și comandantul armatei 4 ruse, generalul Rogoza. De fapt, rușii doreau unificarea celor două comandamente ale armatei române și ruse sub comanda lor, lucru cu care Cristescu nu a fost de acord. În același timp, generalul Cristescu a venit cu ideea unei ofensive aici la Mărășești, cu care autoritățile nu au fost de acord, el fiind înlăturat. În acel moment a fost adus în fruntea armatei întâi române generalul Ieremia Grigorescu. Constantin Cristescu, vă spuneam, este cunoscut în istorie ca marele nedreptățit al Primului Război Mondial, el rămânând în continuare un nedreptățit, asta pentru că în momentul în care s-a construit mausoleul de aici, de la Mărășești, în 1924, au făcut și un al doilea sarcofag care ar fi trebuit să-i fie atribuit lui. Din păcate însă, la moartea sa, generalul Cristescu a fost înmormântat la București, la cimitirul Belu, asta și datorită intervenției familiei generalului Grigorescu. De fapt, aceștia au periodic trimis numeroase scrisori oficialităților în care s-au opus aducerii generalului Cristescu aici, probabil și mândrie, egoism, nici nu știu cum să-l numesc, pentru că probabil dacă cei doi generali ar fi fost aduși amândoi aici, într-o oarecare măsură ar fi trebuit să-și împartă gloria, având în vedere că generalul Cristescu a fost cel care a venit cu ideea unei ofensive la Mărășești.
Grigorescu, generalul Grigorescu, punând în practică, efectiv, planul la care se gândise Cristescu, a obținut marea victorie, toate meritele fiind atribuite lui. Cel de-al doilea sarcofag, așa cum vă spuneam, în loc să-i fie atribuit generalului Cristescu, a fost dat de către autorități ca simbol al ajutorului, respectului și colaborării pe care l-am avut cu armata 4 rusă unui general rus, generalul Coloacev. În mausoleul de la Mărășești au fost înhumați 5.073 de ostași care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă de aici, de la Mărășești. Ne aflăm într-unul dintre culoarele mausoleului de la Mărășești, în cadrul cărora avem criptele. În total sunt 154 de cripte individuale și 9 cripte comune. În ceea ce privește criptele individuale, din punct de vedere gramatical, să spunem, este un pic forțat, pentru că acestea sunt tot comune, dar au fost denumite generic astfel pentru că identitatea celor care se află înhumați aici ne este cunoscută. În același timp a fost precizat acolo unde se știa nu doar numele soldaților, ci și gradul pe care îl aveau și divizia din care aceștia făceau parte. În același timp, criptele comune, cele din partea de mijloc, odihnesc osemintele a câte 300 de ostași total necunoscuți care și-au pierdut viața aici, la Mărășești. Cea mai mare criptă comună însă se află în partea centrală a mausoleului, sub sarcofagul generalului Ieremia Grigorescu, unde sunt osemintele a 600 de ostași total necunoscuți. Pe cei 154 de cripte individuale, unde sunt ostași cunoscuți, se află și 106 ostași români necunoscuți. Asta este o mică excepție, dar se știe că ei erau soldați, de aceea probabil că au fost puși, exact, ei au fost puși aici la cunoscuți, pentru că se știa cel puțin gradul, că erau soldați. Pe când cei din criptele comune din mijloc, acolo nu se știe absolut nimic. Deci nu că nu știm numele, dar nu știm nici gradul, nici divizie, absolut nimic nu este cunoscut. Dar aceștia sunt 106 excepții. La etajul superior se găsește o rotondă în care sunt așezate, de o manieră simbolică, drapelele unităților participante la Marea Încrâncenare din Mărășești și împrejurimi. Sunt provinciile românești care s-au alipit României la sfârșitul Primului Război Mondial, Basarabia, Banatul, Ardealul și Bucovina. Și desăvârșirea, știm că desăvârșirea statului național unitar român s-a realizat la 1 decembrie 1918, când s-a unit și Transilvania, ca urmare a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Deci sunt provinciile și se spune că din punct de vedere geografic ele sunt dispuse pe linia pe care le găsim. Probabil că trebuie să luăm ca punct de reper altarul, cu siguranță, pentru că întotdeauna altarul e... Și atunci, dacă ne orientăm după altar, atunci ar fi așa. La capătul celor două alei se află mausoleul, o construcție masivă a cărei intrare se află la capătul unor scări. Iar în partea stângă a monumentului, la capătul unei alei, este Muzeul Luptelor de la Mărășești.
Am ajuns, desigur, și în clădirea care adăpostește Muzeul Luptelor, cu imagini fotodocumentare, armament, echipament militar din dotarea Armatei Române, obiecte personale ale Ecaterinei Teodoroiu. Ecaterina, care, așa cum vă spuneam, a murit la Muncelu, dar a fost îngropată la Glodu, iar ulterior osemintele sale au fost exhumate și înhumate la Târgu Jiu, locul nașterii sale, unde și în acest moment și are mormântul. Nu prea reușește să-l identifice ca și imagine, pentru că despre Grigore Ignat nu prea s-a vorbit așa de-a lungul timpului și nimeni nu are și o imagine a lui. Dacă despre Grigorescu sau Averescu, în momentul în care le pronunțăm numele, automat ne apare și imaginea lor, din păcate pe Grigore Ignat nu prea îl identificăm așa printre personajele istoriei. Imaginea generalului Constantin Cristescu, care, așa cum vă spuneam, a fost marele îndreptățit al primului război mondial, nu putea lipsi, pentru că, practic, el este cel care a gândit această bătălie de aici, de la Mărășești, și avem și un plan de desfășurare al bătăliei de la Mărășești, pornind de la Prisaca la Nămoloasa sau de la Nămoloasa la Prisaca, cum erau dispuse mai exact armatele, armata 1 română, armata 4 rusă și armata 9 germană. Nu putea lipsi imaginea generalului Ieremia Grigorescu, care a fost comandantul armatei 1 române, aici la Mărășești, în a doua parte a bătăliei. A obținut marele succes Mărășești, bătălie care a durat 29 de zile, 16 zile cu atacuri foarte puternice, iar celelalte 13 cu atacuri locale sau chiar și cu pauze uneori. Spun tuturor vizitatorilor, chiar dacă nu sunt cunoscători de istorie, ci doar vizitatori așa ocazionali, zic eu, o vitrină de mândrie locală, pentru că puțin știu că orașul Mărășești este singurul care a fost decorat la sfârșitul primului război mondial, mai exact în anul 1920. Președintele Franței a trimis aici o misiune diplomatică condusă de generalul Joffre, care urma să decoreze orașul Mărășești cu crucea de război a Franței. Și cred că importanța este cu atât mai mare cu cât decorația și meritele celor de aici, de la Mărășești, au fost recunoscute nu de ai noștri, ci de aliați, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că niciun alt oraș din niciunul dintre statele participante nu a avut o asemenea decorație.
Ne aflăm în fața simbolului mormântului soldatului necunoscut, care, așa cum știm, a fost ales și în România ca și în celelalte state care au participat în cadrul primului război mondial la luptele nu numai de aici, de la Mărășești, ci pe întreg frontul. În anul 1923, autoritățile din România au decis stabilirea, alegerea unui soldat necunoscut ca simbol al primului război mondial. Această misiune a revenit sculptorului Emil Becker, care a realizat un sarcofag ce urma să simbolizeze acest erou necunoscut. Întreaga festivitate și mormântul soldatului necunoscut ar fi urmat a avea loc aici la Mărășești, însă ulterior autoritățile au decis ca doar festivitatea alegerii acestui simbol al soldatului necunoscut să se desfășoare la Mărășești, urmând ca mormântul efectiv al acestui soldat să fie în București. În data de 14 mai 1923, aici la Mărășești a sosit un convoi militar cu 14 sicrie, de unde un copil de trupe ales după criterii stabilite în prealabil de către autoritățile române, mai exact Amilcar Sândulescu, urma să aleagă care să fie simbolul acestui soldat necunoscut. Se pare că el se va opri în fața celui de-al patrulea sicriu și va afirma: acesta este tatăl meu. Așa cum prevăzuse de la început programul acestei festivități, convoiul militar va urma drumul până la București, unde în parcul Carol a fost stabilit mormântul acestui erou necunoscut. Până în anul 1958, mai exact, pentru că în acel an, în decembrie 1958, autoritățile au decis ca acest mormânt al soldatului necunoscut să fie aici, la Mărășești, unde inițial ar fi trebuit, de altfel, să se regăsească. În 1991, însă, în septembrie, pe 16 septembrie 1991, s-a decis ca acest soldat necunoscut să fie exhumat și transferat înapoi la București, în parcul Carol. Timp de o lună, însă, osemintele acestui soldat au zăbovit aici, în mausoleul de la Mărășești, alături de sarcofagul generalului Grigorescu, după care, în luna octombrie, el va fi mutat în București. Ansamblul memorial este format din mausoleu, Muzeul Luptelor de la Mărășești, platforme și terase exterioare, terasarea în trepte, alei de acces, ansamblul statuar și monumentul ce marchează perimetrul în care a fost amplasat mormântul eroului necunoscut.